Peste 3 luni, atât a durat drumul unei familii de refugiați din Siria în România. Mașii, pe siară, pe bahar, pe jos, cu mașina, cu vaporul. Căl moasalat. Toate le-au folosit. Da, de mașină. Hvala ti sahra. Aproximativ $900, 9000 dolari. 9000. Kullu brahu? Uddejnat huam kama. Sa shum promotat? Nuhul, nahna kunna... Libnan. Libda, Suria. Libnan, Suria. Suria, Libnan. La, Libnan, Suria. Liban, Siria. La, nahna kunna harbanin bi Libnan. Prima data am fugit in Liban, prima vara. S-am întors din Liban în Siria. Bine, am de Turcia. Turcia. Antakya. Antalya. Antalya, bi Azmir, yani bi Turkiye. Azmir. Azmir. İstanbul. İstanbul. Mytilene, bi Yunan. Grecia. Baden Athena. Athena. Baden Romanya. O anliga. Illegal. Illegal. Kullu bi qanun. Kullu bi ghayr qanun. Illegal. Hatta ma bisalu annak anta shu min ma'ak awladak shu. Khalas, atina masari. Tra bidak hay kopi sa bidak hay sutsi. Kit banay buzunar. Awwal sa'uba fakkarta innu hi asab shi. لما مرقت من الحدود التركية رايح على اليونان انا ورايح على من سوريا على تركيا كنت مفكرها اصعب شيء طلعت اهون شيء يعني هي عبارة عن 3 ساعات ونص مشي بالجبال وليل ما كانت اصعب شيء اصعب شيء الفترة اللي عبرنا فيها البحر من تركيا Despre țara noastră ei auziseră ce este mai rău, dar când au ajuns aici, părerea lor s-a schimbat radical. Aia, în mesela în bălăt făieră, o haidă plăcă pe mălaje, mășe înțănie. Ce de refugiat, vai de cablă. Vădăc tășhat la tău acolo, vădăc tășhat la tău. Ce să mâna să... Tăier vădă acolo. S-a schimbat 180 de ani. Hala, mișmă tălma, anu cum te toacă, cămă, anu... Mișmă să aștepta el. Băs spir mnie, عم بيعملونا كتير بشكل ممتاز. تراتازا فارتي بي. الناس برا حتى طلعت هيك كم مرة أنا وعائلتي مضيافين و. أول يوم طلعنا كنا رايحين على الماركت فشفتنا الست فأجت عطت لكل واحد من ولادي ليمون. În Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Galați sunt la ora actuală cazați un număr de 21 de solicitanți. Ei beneficiază din partea statului român de o alocație zilnică. Capacitatea centrului este de 250 de persoane, cu extindere încă 50 de persoane. În prezent avem cazați 21 de persoane. Conform legii, solicitanții de azil beneficiază de o sumă de bani în valoare de 10 lei plus 6 lei pentru alte nevoi, deci 16 lei pe zi, în care intră și procurarea de hrană. Dânșii își procură hrana și o pregătesc în cadrul centrului. Avem bucătării care sunt amenajate și sunt pregătite pentru prepararea hranei. Au jucării, se pot la masă, pot desena, pot picta, avem și cărți, pot citi. S-a făcut cumva și învățarea limbii române. Practic e un fel de acomodare, dacă vreți, e chiar și învățarea limbii române. Se strecoară cuvinte de limba română pentru a putea să prindă cât mai mult din limba română. Ei își fac curat în încăperile care locuiesc, la bucătării, în baza unui grafic care noi îl afișăm, ei știu când trebuie să-și facă curățenia. La baie fac tot ei curat? La baie tot ei, îi sprijinim și noi prin îngrijitoarea care o avem, că o singură îngrijitoare avem și nu putem să suplinim peste tot. Avem o colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean. Dumneador, la solicitarea noastră, atunci când sunt solicitanți de azil, ne desemnează un profesor care vine și face limba română la noi în centru, deoarece avem spațiu destul, nu trebuie să mergem la o anumită școală, să deranjăm și acolo. Avem spațiu suficient și se poate învăța limba română la noi în centru. Și în prezent sunt cursați de limba română? În prezent s-au făcut demersuri la inspectoratul școlar și urmează ca săptămâna, de fapt ne-a și repartizat o doamnă profesoară cu care colaborăm de mulți ani de zile și va veni începând de luni, va veni, de fapt de marți, va veni să predea limba română. Pentru copii este altă problemă. Ei vor fi repartizați fiind ștăniși și vor fi repartizați la o grădiniță. Dacă ar fi o idee mai mare, ar merge la o școală tot așa repartizată de către Inspectoratul Școlar.